Tambocor este un antiaritmic administrat pe cale orală și este folosit pentru a preveni anumite tulburări de ritm cardiac. Concret, el este utilizat în principal pentru oprirea unei aritmii acute. El se adresează pacienților care au tahiaritmii, deci care au frecvențe crescute ale pulsului. Însă, de mai bine de o lună, acest medicament necesar bolnavilor de inimă lipsește din farmaciile din Constanța. În fiecare zi, pacienții vin, întreabă și pleacă. Lăsăm rețeta, se face comandă și ne anunță de la farmacii când este gata. Așteptăm să-l aducă. Am intrat și noi în câteva puncte farmaceutice și am întrebat de acest medicament. Răspunsul a fost negativ de fiecare dată. Farmaciștii spun că, deși primesc destul de des cereri pentru aceste pastile, nu există nicio șansă să le fie onorate comenzile, deoarece nu există stocuri la producător. În farmacii, din păcate, nu se mai găsește cam de 3 săptămâni, o lună de zile. Pacienții vin, îl solicită, dar noi îl trecem pe o listă de așteptare. Ca și preț, el este undeva la 60 de lei. Acest medicament conține acetat de flecainidă și este recomandat numai în cazul celor care au aritmii periculoase. Însă cei care îl folosesc trebuie să fie atent monitorizați de medicul curant. Tratamentul de obicei este pentru toată viața. Trebuie ținut fără sincope, fără opriri a tratamentului. Sau, în funcție de evoluția bolii, trebuie să înțelegem că medicamente se vor adăuga sau vor ieși din schema terapeutică, dar niciodată nu trebuie renunțat la tratamentul de fond. Potrivit ultimelor date ale Organizației Mondiale a Sănătății, cei mai mulți români mor din cauza bolilor cardiovasculare, iar cifrele cresc alarmant de la an la an. La populația adultă, de cele mai multe ori ne referim la boala aterosclerotică. Pacienții dezvoltând, de exemplu, un infarct miocardic acut. Un loc fruntaș îl dețin și hipertensiunea arterială. Iar la populația tânără, la copii, de obicei sunt boli genetice, sunt boli congenitale. Stilul de viață pe care îl avem este în strânsă legătură cu bolile cardiovasculare. Ca să evităm apariția lor, ar trebui să ne menținem o greutate corporală potrivită vârstei, să nu fim sedentari și să nu consumăm în exces alcool.